Domnule Chirilă, 2-0 în tur, 2-0 în retur cu Sepsi. Cum s-a văzut meciul de la dumneavoastră? Un rezultat normal. Ne-am vins o echipă net superioară ca valori individuale. O echipă puternică din toate punctele de vedere. Probabil în primele trei cluburi ca organizare administrativă. O echipă cu o situație financiară de invidiat pentru orice club din România. O echipă care îl ține pe bancă pe Golovka și pe Aganovic. Despre ce vorbim aici? Adică să fim cu picioarele pe pământ. Diferența de astăzi, de scor, este exact reflect diferența dintre cele două echipe. Diferența de valoare individuală. Le-am spus jucătorilor astăzi, v-ați arătat limitele, unii dintre voi, în fața unei echipe care a fost net superioară ca forță colectivă și ca valoare individuală. Este o echipă care joacă de 3-4 ani împreună, o echipă construită pe principii sănătoase și pe baze foarte corecte, o echipă care s-a construit greu, dar a ajuns la un nivel în care în campionatul acesta României cochetează cu play-off și cu cupe europene foarte ușor. De fapt, eu îi văd acolo, pentru că a fost, dacă mă întrebați din punct de vedere tehnic, a fost o luptă între linia noastră de mijloc și linia lor de mijloc pe care ei au câștigat-o, le-am spus la început. Astăzi, Akbar, Gonzalez, Ștefănescu sunt în luptă cu Thibaut, cu Cașini și cu Ventura. Au fost net superiori. E vorba de valoare individuală. Unu contra unu, jucători cu experiență mare, jucători cu o viteză de joc superioară, jucători cu calitate, jucători care sunt de alt nivel în momentul ăsta. După părerea mea, asta este una dintre cele mai bune linii de mijloc din campionatul România, alături de Lizuri, Gustavo și Nistor, de linia de mijloc a Craiovei, adică o echipă care joacă un fotbal total la mijlocul terenului, cu imaginație, cu element surpriză, cu accelerează extraordinar de bine, știu jocul, cunosc unghiurile de joc, pasează foarte bine, știu când să accelereze, când să temporizeze jocul, jucător cu experiență mare. Iar noi astăzi, când e să se aleagă praful, cum am spus și la Flash, să alege de tot. Adică astăzi, după ce că suntem foarte subțiri, ca și lot, Paul Pârvulescu face ruptură, sunt obligat să-l trec pe Robert Ion, fundaș stânga, care n-a jucat în viața lui și care nu mai urcă să creeze superioritate numerică. I-a fost frică pentru că a trebuit să stea acolo, pentru că a avut un adversar foarte puternic. Se accidentează și Gardoș și în momentul în care se accidentează Gardoș, sunt obligat ca motorul echipei noastre, care era Ventura și care împingea jocul foarte bine, îl trag fundaș central de marcaj lângă Bilali, pentru că nu aveam altă soluție, și astfel mutăm centrul de greutate al jocului încă 30 de metri în terenul nostru. Ca să nu mai vorbesc de lovitura pe care a încasat-o Cașini în prima repriză și care a jucat într-un picior și mi-a spus: mister, o să încerc să rezist cât pot repriza a doua, în condițiile în care l-am scos pe William Damorim, care risca un cartonaș roșu și putea să ia al doilea galben, și știam că nu o să mai fie agresiv și incisiv în bandă. Deci era foarte greu să batem Sepsi cu diferența de valoare dintre noi și ei, care este o diferență destul de mare, și cu ceea ce s-a întâmplat pe parcursul jocului, în care sistemul nostru de joc a fost mult perturbat datorită acestor schimbări. Noi depindem de Paul Pârvulescu, depindem de niște jucători care, dacă îi înlocuim, în condițiile în care Achim este cu mâna fracturată și care era o soluție de a trece în banda stângă și a rămâne cu Pașov în dreapta, nici pe el nu l-am avut. Housman accidentat. Depindeam de Paul Pârvulescu ca de aer. În momentul ăla am destructurat tot jocul. Și în ce ne se află într-o situație destul de ingrată, să da.
Cum vede Ionuț Chirilă soluția pentru ieșirea din această situație? Păi Ionuț Chirilă vede soluția pe care a spus-o de la început. Avem nevoie ca de aer de 5 jucători, poate 6, dar 5 cu siguranță, în compartimentul ofensiv, în compartimentul fundașilor central de marcaj, clar în compartimentul portarului și a benzilor. Fără acest lucru va fi foarte greu. Pentru că eu mi-am asumat când am venit aici să nu fac niciun transfer până în perioada de mercato. Adică să nu iau jucători care au stat 4 luni de zile și nu s-au antrenat din iunie. Și n-au făcut nici măcar pregătirea. Pentru că încărcam bugetul clubului, care și așa este într-o situație nu delicată, foarte delicată. V-ați stabilit un număr de puncte pentru acest retur? Nu, ne-am stabilit să încercăm să jucăm din ce în ce mai bine. Astăzi este primul meci în care este clar că am fost bătuți de o echipă superioară și n-am putut să punem probleme de joc pentru că ei joacă de foarte mult împreună, au valori individuale net superioare, au o situație financiară care le permite să fie relaxați și să nu se gândească la alte probleme și cu cele 4 mutări forțate, Paul Pârvulescu, Gardoș, Cașini și William Damorim, era greu ca noi astăzi să pretindem că avem o oarecare șansă de a învinge Sepsi. Deși, dacă ai mei, ca niște amatori, nu se opresc la golul 2, că spune unul, a ieșit out, că de ce nu fluieră arbitru? Păi, out este când ridică arbitru, poate să iasă și un metru. Dacă ăla nu ridică, tu joci mai departe. Și l-au lăsat pe ăla liber acolo și de acolo a ieșit golul 2. Pentru că la 1-0 încă se juca, dar nu meritam astăzi. Nu meritam niciun punct, după părerea mea. Chiar dacă la începutul jocului ați spus că echipa a avut jocuri din ce în ce mai bune. Da, jocuri din ce în ce mai bune, dar astăzi am întâlnit un adversar tare. Din toate punctele de vedere. De la structura organizatorică a clubului și până la jucătorii care sunt pe banca lor de rezerve. Uitați-vă ce rezerve a avut astăzi Sepsi și cu asta spune tot. Ionuț, mulțumim mult! Eu vă mulțumesc. O seară frumoasă!